Bună seara, dragii mei, sunteți la Am intrat. Suntem la interviuri neconvenționale și invitații mei sunt, ați auzit-o deja pe Mihaela Miroiu. Da, scuzați-mă că am vorbit. Știu că am intrat în emisiune. Bună seara. Nu-i nimic, așa suntem natural, spontani și neconvenționali. Și Vlad Voiculescu, neconvențional și el în seara asta, chiar dacă a fost ministru. Păi, și a trebuit să-ți spunem domnule ministru tot timpul, nu? Toată viața, nu? A trecut. A trecut. E în regulă, da. Poți să-l citez, mi se pare, pe pleșu. Doar funcția de fost ministru este eternă. Da, exact. Da. Oricând putem să-l cităm pe domnul Pleșu. E foarte pe sufletul nostru. Dragii mei, m-am gândit să vă fac o bucurie fiecăruia dintre voi. Mihaelei, am și scris pe Facebook, Mihaelei, să-l o întâlnesc cu Vlad o dată în plus, pentru că știu că e o bucurie pentru ea, și ție să te întâlnesc cu Mihaela. Să fiu așa un fel, uite, avem și bradul aici, să fiu un fel de Moș Crăciun înainte. Ce frumos ar fi dacă oamenii, adulții mai ales, copiii au nevoie de cadouri materiale și ar face cadouri de Crăciun bucuriei, nu neapărat materiale. Da. Nu? Cum e asta, de exemplu? Să-ți facă surpriza, să-ți aducă pe cineva care ți-e drag, să-l vezi. Cam așa. Cam frumos. Cred că poți să... Există și un risc acolo. Ți-am adus cadou pe vărul de la Pitești. Eu vorbeam de bucurii, dar sigur, unii pot fi mai glumeți, așa, să facă și farse, nu? Da. Așa e. Eu o să încerc, adică îmi doresc să fim... optimiști așa în ce o să lucrurile pe care o să le analizăm, sună pretențios să analizăm, lucrurile despre care despre o să care vorbim, nu? Așa, dar deși eu recunosc că nu sunt foarte optimist așa în toate cele, sunt curioasă. Mihaela e de obicei rău optimistă, faci. Da, știu. Mihaela e mai optimistă. Să vedem cum e și Vlad. Că mă gândisem, am și pus tema România așa cum arată azi, dar mâine. Mâine, mă refer și la un mâine foarte curând, pentru că, uite, vor să fie alegeri, încă două rânduri de alegeri la anul, nu? Nu o să avem un nou, noi primari, vorbeam de un nou, mă refeream acum, pentru că era Vlad aici și la primarul Capitalei, sau nu o să avem un nou primar, nu știu. Și te-ai uitat la mine urât că am zis că nu o să avem un nou primar. Doamne, ferește, nici vorbă. Așa. Și o să avem și alegeri parlamentare, pentru că se pare că în actuala conjunctură partidul aflat la guvernare, PNL, nu se simte prea bine totuși cu majoritatea din Parlament și nu știu ce mare lucru o să facă. Am văzut că e deranj mare acum și cu pensiile speciale și cu inclusiv cu mărirea alocației pentru copii. Au apărut voci care se opun totuși în, nu Vlad, în Parlament. Adică n-ai comisiile, nu ai, ai majoritatea în cameră, dar nu ai în Senat, nu? Sau invers? Nu. Da, PNL avem... Aș intra în detalii, dar aș spune că noi avem experiența unui guvern care a funcționat fără să aibă majoritate în Parlament. Și cum a fost? Nu e o mare bucurie. Practic ești faultat de fiecare dată când vrei să faci ceva important. Dacă vă amintiți, în 2016, un exemplu doar, era ordonanța care reglementa concursurile pentru funcția de manager de spital. Și am spus acolo, lucruri absolut minimale. Cum ar fi că reglementarea mai bună a conflictului de interese, și anume că un manager de spital nu poate să facă afaceri, nu poate să încheie un contract cu firma unui văr. Și s-a considerat că asta este a fost un abuz din partea guvernului, care nu e așa reglementat prin ordonanță de urgență, că un manager de spital n-ar trebui să poată să facă afaceri cu firma vărului. Sau... Rudelor, în general. Rudelor, în general. Sau, gradul 3 și 2, eventual, da, poate așa la gradul 3 să fie mai... Să fie mai liber, mai liber așa, nu? După care mai era o chestiune... că managerul de spital nu trebuie să fie neapărat medic primar. În 2016 aveam probleme de viață, problemele oamenilor, probleme reale, și anume multe spitale funcționau prost, tocmai văzusem după colectiv cât de prost funcționează și cât de corupte sunt multe dintre spitale și procesele de achiziții pe care le-am văzut atunci și le tot vedem de atunci încoace.
Și o măsură era că cumva lucrurile nu pot fi reglementate de sus întotdeauna, nu pot fi rezolvate de sus. Întotdeauna lumea se uită la ministru, foarte rar lumea se uită în Parlament, dar se uită la ministru atunci când se vede orice într-un spital. Lucrurile o să se curețe, o să funcționeze bine în țara asta atunci când reforma nu o să mai cuprindă doar un minister și anume persoanele de la vârf, ci atunci când și mai jos vom avea un pic de curățenie morală și un pic de profesionalism. Și ce spuneam eu atunci este că avem nevoie de manageri profesioniști, avem nevoie de manageri care să nu meargă 3 ore să opereze, după care 2 ore la universitate și cândva după amiază să fie și manager de spital. Și avem nevoie de manager de spital profesionist. Asta cred în continuare și asta sper să implementez în principal aici la București, începând din iunie anul ăsta. Dar lucrul ăsta l-am ca primar. Primăria din București are 19 spitale. Da, știu, mulțumesc. Și este esențial. Bucureștiul ar trebui să dea tonul. Din păcate, da, acum... un medic la un moment dat are și calități de manager, adică nu cred că trebuie neapărat să fie o regulă, nu? Cred că... De la om la om, nu? De la cred că contează foarte mult de la om la om, dar eu spun două lucruri. Unu, contează de la om la om, dar nu faptul că cineva este medic nu îl califică să fie manager. La fel cum, da, de acord cu tine. La fel cum pe un filozof nu îl califică nimic să fie șeful unui institut unde există funcții de management. Și sunt lucruri diferite. Sau pe un economist să fie neapărat să conducă o instituție care se ocupă cu... multe lucruri, printre care și economia. Sau economia... Astea sunt reglementate și la nivel academic, adică există masterate speciale pentru management în politici de sănătate, de exemplu, în cazul acesta, în care pot să fie făcute fie de medici, oameni care au terminat medicina, exact, dar vor să urmeze un traseu pe partea de management, sau un non-medic care e foarte interesat de medicină și să facă management medical. Adică, până la urmă, partea caragioasă la noi este că se pare că nu credem în specializare. Managementul spitalelor, managementul sănătății, ține de politici de sănătate și de abilități manageriale, economice, fundraising, etc., etc., abilități pe care un medic foarte dedicat e cam greu să le aibă pentru că se ocupă bine de ce face. Aceeași poveste este și în sistemul universitar. Deci, la medici e mai evident că simultan predau la facultate, se duc și operează, în același timp eventual au o funcție publică în altă parte. Eu nu am înțeles în viața mea cum poate fi cineva atât de ubicu și eventual bun în atâtea părți, care multe dintre ele sunt foarte diferite. Povestea în sistemul universitar e la fel. Adică posturile sunt pline, da? Nu mai ai de unde să-ți iei resursă nouă, eventual contemporană și orientată către învățământul secolului 21 și cercetarea secolului 21, pentru că posturile sunt pline, da? Că te uiți bine de cine sunt pline, vei constata că o bună parte dintre ele sunt pline de oameni pensionari sau pensionabili care în același timp mai au și alte servicii, că una și aceeași persoană este simultan ministru sau secretar de stat sau directorul unei regii autonome și profesor universitar și mai are și alte tipuri de implicări. Deci eu cred că teritorializarea asta, faptul că cineva care, să spunem, a fost bun într-un sistem de referință, e considerat bun în N sisteme de referință, ok, îl transferi la celălalt sistem de referință. Dar omul pe durata carierei didactice trebuie să se dedice ei. Pe durata unei funcții de management trebuie să se dedice ei. Pe durata funcției, știu eu, executive într-o altă parte trebuie să se dedice ei. Deci faptul că fușăreala, superficialitatea noastră și inconsistența vine în mare măsură din faptul că oamenii teritorializează, își pun amprenta pe acea bucățică pe care au cucerit-o și când trec la alta, în loc să o lase pe cealaltă în pace, ca să mai vină cineva în sistem, exact ca animalele, își marchează teritoriul și colo și colo. Deci e vorba de multiple marcări de teritoriu.
care practic sunt responsabile de o criză de oameni buni, noi, bine pregătiți, care nu mai au unde să intre, de fapt, în tot sistemul ăsta. Pentru că este practic blocat și teritorializat. Eu cred că e vorba, pe de o parte, de o tară a societății de sorgite comunistă, pe ideea de oamenii care au relații, da, multilateral dezvoltați, pe pile cunoștințe și relații, adică oamenii ăștia care au cunoștințe și care au relații parvin cu mult mai mare ușurință decât ceilalți, și pe de altă parte de natura umană și de lăcomia a naturii umane. Vreau să le fac pe toate, vreau să câștig mai mult, vreau să fiu și în Consiliul de Administrație, vreau să conduc și nu știu ce spital, vreau să fiu și profesor la facultate. Nu se adică poate. E o acumulare, de asta, povestea, o dorință de a acumula titluri și bani. Tu ca individ poți să vrei orice. Problema este că trebuie să fii împiedicat instituțional. Să, de exemplu, pluriteritorializezi. Instituțiile sunt făcute din oameni de genul ăsta. E ok, dar pe de altă parte, dacă regulile sunt clare, cum ar fi, de exemplu, că pe duratul, da, perioadei în care ești ministru, da, ești doar ministru, bună ziua, cu asta te ocupi. Pe durata perioadei în care ești medic, angajat undeva, ești medic acolo și îți faci treaba. Deci eu nu cred în această pluriprezență, omnipotență și omnisciență a cuiva care, dacă îi calculezi orele pe care le prestează el, ziua ar trebui să aibă vreo 35 de ore numai pe ceea ce s-ar chema un job description, între altele. Uite, și nouă ne lipsește fundamental chestia asta, în multe părți din sectorul public. Un job description foarte clar, care să justifice efectiv implicarea și timpul tău de lucru și responsabilitățile pe care le ai. Lucrurile astea fac ca relieful nostru în privința exigențelor profesionale și manageriale să fie ca la o meduză, drag. Deci nu știi pe cine te bazezi, nu știi pe a cui competențe, care sunt limitele de responsabilitate. Și atunci sigur că pentru orice treabă petrecută sub nivelul ministerial răspunde ministru. Da, omul, atâta vrem... se uită la spre ministru întotdeauna. Poate că ești a fost un model de succes. Dar ce poate să facă un ce model de succes? Care a fost succesul, Vlad? Hai să fim serioși. Pentru cine? Succes, asta, model de succes pentru câteva individualități. Nu pentru societate cu siguranță, dar poate că, nu știu, poate că în anii 90, dacă nu era, sau poate că experiența le-a arătat acestor oameni în comunism și după, că dacă nu își întind tentaculele peste tot, ar putea la un moment dat să fie dat la o parte. În 90 era și o necesitate, pentru că au apărut multe profesii noi, calificări noi, domenii noi de educație, plus că trebuia construit o societate civilă și una politică, și implicarea multiplă se justifica prin criză de oameni pentru toate chestiile astea. Și poate și pentru pozițiile de management. Bun, dar criza s-a terminat. Da, da, da. La ora actuală, dacă vrei normalitate, nu te mai comporți ca în perioade de criză. Au trecut 30 de ani de când am schimbat atât de radical societatea, încât instituțiile au trebuit reconstruite substanțial. Am schimbat-o atât de radical? Am schimbat-o foarte radical, Cristina. Hai să nu ne mai păcălim. Deci, am trăit 34 de ani, deci mai mult atunci decât da, acum. Da, știu, și eu am trăit, dar... Știu foarte bine și cum a arătat. Nu știu, am ciudata... avut așteptări mai mari, recunosc, după 30 de ani. Mai mari la ce? În primul rând trebuie să te gândești... Al evoluției noastre. Că ai avut o părere destul de utopică despre oameni. Ai cunoscut o mânuță de oameni din proximitatea ta, oamenii lângă care stăm de obicei, stăm în virtutea afinităților elective, uite cum am eu una față de Vlad... mă simt foarte bine cu el, că mă simt în lumea mea. Ok, perfect. Numai că lumea în afara acestor cercuri de afinități elective este foarte diferită. Ei, ce am aflat noi în primul rând e că suntem foarte diferiți. Și că în mare măsură diferențele astea sunt de-a dreptul conflictuale sau greu conciliabile. Ei, acum trebuie să învățăm să ne suportăm. Da, adevărat, de asta țin societatea pe loc. Încetinesc oricum niște procese pe care e firesc să le vrem puțin mai accelerate. Când modelul de succes se încadrează în logica unei treburi foarte clare, în sensul că ceea ce faci bine
este apreciat și premiat și ceea ce face rău este sancționat, atunci oamenii în mod firesc o să învețe un tip de normalitate. Pe la ora actuală, problema noastră centrală este că suntem o societate fără costuri. Adică cine plătește pentru nefacere? Cine plătește pentru răufacere? Cred că am putea să creăm societăți de răufacere. Că de bine... Ca să fie mai clar despre cine vorbim, nu? De binefacere avem. Ar fi prosperă. E clar că există și societăți de răufacere, că sunt claruri, încrengături care efectiv sunt harnice și construiesc toată mintea și acțiunea pe cum să facă rău celorlalți, alimentându-și propriile interese, lăcomii, prostii, ambiții, trufii, paranoia și așa mai departe. Dar uite, apropo de asta, de faptul că oamenii au acest reflex de a arăta întotdeauna cu degetul spre cel din vârful piramidei, spre cel care conduce, spre ministru, spre primar, nu? Dacă vorbim de primărie. Vlad, tu ai avut experiența Ministerului Sănătății, da? Știu că nu v-a fost ușor ție și echipei tale, da? Pentru că acolo exista un întreg aparat vechi cu care nu ați conviețuit într-o armonie de plină sau în sfârșit, nu știu dacă ai reușit până la urmă. Într-o primărie se va întâmpla la fel. În primăria Bucureștiului, dacă vei ajunge primar, vei găsi niște oameni care sunt acolo cu reflexele lor cu tot de ani, de zeci de ani de zile. Cum mai să întâi, te descurci? Vorbeați mai devreme de societatea care s-a schimbat mai mult sau mai puțin și eu sunt de părere că societatea s-a schimbat enorm. Ce nu s-a schimbat enorm sunt instituțiile. Instituțiile s-au schimbat atât cât îmi dau eu seama, atât cât am văzut eu din interior și din exterior, apoi instituțiile s-au schimbat relativ puțin. Calitatea profesională a staffului dintr-o instituție sau din alta, dacă ne uităm numai la ultimii 10 ani sau 15 ani și am avut ocazia să mă uit pe documente, pe strategii făcute atunci și să discut cu oameni care au lucrat acum 15 ani în Ministerul Sănătății, de exemplu, sau dacă vreți în Primăria Municipiului București, lucrurile n-au evoluat, mai degrabă au involuat. De ce? A trebuit să ne uităm la orice instituție publică, la fel ca la orice organizație în care lucrează oameni. Orice corporație, orice ONG, orice, dacă vreți, instituție de presă care nu are, în primul rând, o strategie de resurse umane și unde liderii sunt aleși după cu totul alt criteriu de meritocrația, unde angajările, neavând niciun fel de strategie de resurse umane sau specialiști în resurse umane, toată lumea care vine într-un anumit fel, sau nu toată lumea, dar o bună parte dintre cei care se alătură organizației se alătură într-un anumit fel, cu o anumită motivație, câteodată bună, câteodată mai puțin bună, și apoi oamenii aceia nu sunt prețuiți în niciun fel. Pentru o parte dintre funcționarii din Ministerul Sănătății, de exemplu, sau cei care au rămas în multe dintre instituții, am o mare prețuire. Sunt oameni cu o tărie de caracter deosebită. Oameni care rezistă, oameni a căror muncă, de fapt, nu a fost apreciată decât a rare ori, oameni care au reușit să țină pe picioare anumite mecanisme de care noi restul nici nu știm. Și atunci pentru unii am mare prețuire, pentru alții, mai ales pentru cei care nu vin la serviciu, sunt foarte mulți, sună banal, dar sunt foarte mulți care apar pe toată de plată, dar nu vin la serviciu. Pentru unii care și-au făcut un stil de lucru din a fie din a mușamăliza probleme, fie din a își rezolva propriile probleme, pentru ei am mai puțin respect și cred că cu o parte dintre oamenii din instituții e pur și simplu imposibil să mergem mai departe. Dar cu cealaltă parte, cu oameni care fie au reușit să rămână motivați sau să rămână profesioniști, fie au nevoie de motivație și au bună credință, cred că acolo este rost de, dacă vreți, și de recalificare la post de muncă. Asta se întâmplă în orice, în orice corporație, în orice companie privată. Lucrurile se schimbă. Cu excepția unor cazuri notorii de secături
evidente se pot. Adică nu poți să scape așa de ușor fiind în sistemul unii, de stat, unii dintre funcționarii din instituțiile astea, și nu puțini, sunt foarte frustrați de existența șefilor abuzivi, de exemplu. Cei care forțează legea, pentru că ei răspund totuși legal de treaba asta. De-aia și e foarte important ca statutul de funcționar public să fie bine protejat față de tendința șefilor ierarhici de a îi forța să încalce legea, de exemplu, sau față de faptul că ei au o datorie să, în primul rând, să apere interesele contribuabililor în calitate de funcționari publici. Ei, unii dintre ei au cultura asta formată, sunt buni pe tipul lor de specialitate și în condițiile în care vine o conducere care este abjectă în raport cu rolul pe care ar trebui să-l aibă, acești oameni pur și simplu se află într-o lungă agonie așteptând să vină altcineva sau să plece în altă parte. Pentru că ceea ce nu înțeleg multe partide, mai ales unele, este că faptul că oamenii nu vor numai bani. Oamenii vor să se împlinească pe ei înșiși profesional. Să simtă că ceea ce fac este onorabil și este prețuit. Să simtă că nu trăiesc într-o cultură instituțională abuzivă și nedreaptă. Să aibă demnitatea bine așezată și să se uite cu drag la ei în oglindă pentru ziua de muncă care a trecut. Da, toate lucrurile astea nu le-a luat nimeni din oameni. Ele sunt toate acolo, în mare măsură, fuga, plecarea din România, exodul din instituțiile românești se datorează nu atât banilor, cât unei culturi instituționale toxice care a pus pe fugă oameni de foarte bună calitate. Și aș completa un pic. Cumva ne imaginăm de multe ori că sigur, de multe ori sunt stigmatizați cei care lucrează în instituțiile publice, dar de fapt există opinia asta acum că toată lumea fuge după bani și dacă ne gândim ce spun părinții copiilor acasă, ce își doresc pentru ei, și e o emisiune pe care am pus-o pe contul meu de Facebook despre ultimul nostru proiect de la Magic Camp, se numește Magic Roofs, în care construim case și am construit o casă pentru o familie a cărei mama a decedat în urma unui cancer și tatăl, care vine dintr-o casă de copii, întotdeauna și-a dorit, și are trei fetițe acum, trei fetițe minunate, și întotdeauna și-au dorit o casă și niciodată n-au reușit să facă asta pentru că mama s-a îmbolnăvit. Și tatăl ăsta spune la un moment dat ce își dorește pentru fetițele lui și spune că își dorește să se ducă la școală și să ajungă undeva sus. Dar ce înseamnă să ajungă undeva sus? Zice, să nu depindă niciodată de mine, pentru că nici eu n-am depins niciodată de cineva. Și el e zilier. El se duce în fiecare zi și muncește și patronul s-ar putea să-l păstreze sau s-ar putea să nu-l păstreze, pentru că nu are un contract. Dar fiecare om cu mintea sănătoasă se gândește la asta, să nu depindă de nimeni. Da, sau să ai, mamă, un serviciu bun, știi cum se spune? Să ai un stabil, unde să te fii util. Să te simți bine în pielea ta. Adică, cum să spun, noi am trecut de la o extremă la alta. În comunism se făcea apologia muncii și se considera că munca, fiind esența umană, singura noastră formă de expresie e chestia asta. E, atât de tare ne-am îndepărtat de treaba asta, încât socotim la ora actuală că profesia, identitatea profesională contează mult prea puțin, că mai degrabă contează funcția, puterea, faptul de a fi într-un nod de interese în care poți să-ți aranjezi lucruri, să negociezi diverse aranjamente. Treaba asta numită mândrie profesională e o poveste despre care aproape nici nu mai vorbim. Da. Deci, cum Dumnezeului a dispărut valoarea asta? Care este o valoare fundamentală a societăților moderne? Este înlocuită cu mândria funcției. Hai mai dă o naiba de mândria funcției, dar e vorba de faptul că un om petrece, dacă nu are mult de documentat în rest și de lucrat în rest, petrece o treime din viața sa muncind, o treime aproape dormind. Dacă ești în București, mai petreci vreo 20% pe drum, în trafic. Prin urmare, componenta asta profesională este o componentă identitară
deosebit de important. Pentru că, odată, cu excepția unei noi categorii de cetățeni, Dumnezeu știe de unde au apărut ele, că nu fac parte nici din trecutul precomunist, nici din ăla comunist, și care consideră că e o virtute să fie întreținută, toată această lume, măcar atât a știut pe lumea asta. Exact ce a spus tatăl de care vorbeai. Să nu depinzi, mamă, de nimeni. Să ajungi să fii pe picioarele tale. Și nu numai în sensul financiar al cuvântului, dar nici ca om, și să știi că ești prețuit pentru ce faci. Că dacă ți-a spus cineva o vorbă bună în legătură cu ce ai făcut, că dacă știe să-ți facă tipul de critici care te dezvoltă, nu te desfințează. Asta contează enorm de mult. Faptul că la ora actuală doar în bârfe și în zvonuri mai afli ceva profesional despre oameni. Nu ca un fel de, cum să spun, de commitment, de inclinație a societății să-și prețuiască profesioniștii. Asta este o mare prostie și, după părerea mea, vom avea guverne bune când profesioniștii vor fi foarte clar puși în evidență și prețuiți. Eu nu înțeleg de ce vor fi modele de succes. Acum de ce mă combateți atunci când eu spun că mi-aș fi dorit mai mult și că am oarecare dezamăgiri, că instituțiile, spui tu, Vlad, sunt cele care sunt rămase în urmă în timp ce societatea a evoluat, societatea civilă poate, dar instituțiile fac parte și ele din societate. Deci niște instituții înțepenite în trecut și cu niște reflexe vechi și dar nu e murdare, un trecut neapărat. Țin și societatea. Unele dintre ele sunt prezent, creații noi. O prelungire a trecutului. Unele cum sunt să mai creații noi. Adică instituția... Adică de unde atunci optimismul vostru? Șmecheria asta, s-a instituționalizat foarte mult în România. Șmecheria, da? Pentru că instituțiile trebuie construite pe un tip de valori. Pe dreptate, pe profesionalism, pe creativitate. E chiar mai multă șmecheră de decât înainte. În momentul în care tu postulezi că valoarea cea mai importantă pe care trebuie să o instituționalizezi, să-ți creezi cârdășiile necesare, este șmecheria, capacitatea de a dribla sistemul și de a te descurca, există o moștenire din comunism, pentru că toți driblam. Toți trăiam la marginea legii. Dar erau niște limite acolo, era mai cu... Draga mea, deci mai cu frică. Noi venim dintr-o societate în care nu aveai curent electric față de peste rația ta decât dacă îți ecranai contoarul electric. Nu aveai gaze decât dacă îți măreai duzele, era ilegal. Nu mâncai decât dacă aveai acces la Piața Neagră. Deci, pe scurt, în momentul în care tu înveți, cel puțin din plin în anii 80, că supraviețuirea depinde de abilitatea de a te descurca, nu de a face lucruri transparente pe față. Mă duc la serviciu X și obțin pe prețul Y lucru Z. Ecuația asta a fost distrusă atunci. Mai mult decât atâta. Ea a avut și un anumit succes după aceea. De exemplu, primii antreprenori, nu aia din redistribuire a avuției publice, că n-a avut omul de rând acces la asta. Primii antreprenori au fost cei care lucrau înainte pe Piața Neagră. Fără legături cu securitatea și cu alte nomenclatură. Și cu legături. De mai asta, nu și unii aveau și legături, dar alții erau cei care făceau parte din rețelele, care făceau rost de Adidas de la fabrica Pionierul, unde se erau aruncați Adidas și peste poartă ca să-i poată lua ăștia și vinde. Ei ulterior au devenit foarte antreprenori, cei care făceau rost de cafea, cei care făceau rost de țigări străine. Nu mici întreprinzători. Ei, unii dintre ei au rămas mici medii. Deci ei și-au format, așa în vremuri critice, abilități de economie de piață. Și-au format chestia asta. Toți ceilalți nu ni le formasem că nu trăiam în ea. Unii dintre ei au jucat pe urmă după reguli, adică în momentul în care practica lor a devenit o instituție, instituția economie de piață, unii au scos asta la suprafață și au transformat-o în... Uite, îți dau un alt exemplu. Noi avem alergie la pile, da? Știi cum au rezolvat alții problema cu pilele? Cu scrisori de recomandare. Uh-huh. Deschise, transparente, clare, tot. Eu îți recomand... Când cineva se angajează, ți-l recomand.
Deci adică, sunt multe chestii pe care loc noi, de trafic de influență, și pe noi le facem într-un mod ilegal pentru simplu motiv că ne încăpățânăm să nu le legalizăm și să le facem transparente. Da? Și sunt și neasumate. Și asumate, adică în momentul, eu dau foarte multe recomandări, nu pentru universitățile românești. Nicio universitate românească nu mi-a cerut niciodată o recomandare pentru cineva care venea de la noi, de la studii universitare, se înscria la master la alta sau de la master se ducea la doctorat la altă universitate. Niciodată nu am scris o scrisoare de recomandare pentru asta, că nu se cere. Pentru toți studenții noștri care au plecat la mastere sau doctorate în afară, am dat recomandări, da? Iar oamenii ce fac? Se uită cine le-a dat recomandare la copiii aia, caută frumos pe internet să vadă dacă persoana respectivă e respectabilă și are credibilitate, iar tu când dai o recomandare, îți asumi moral recomandarea pe care o dai. Da, numai că cei de afară văd o recomandare de la tine, de exemplu, ca pe o recomandare, ceea ce este, pe când noi am putea să suspectăm că e o recomandare dată cu șpagă, pentru că noi suntem obișnuiți ca totul să se dea deci, cu șpagă sau să ne, cu favorul. Trebuie să ne dezobișnuim. Asta e, nu se poate. Trebuie să ne dezobișnuim de chestiile astea. Pentru că cancerul nostru cel mai mare e lipsa de încredere. Nu poți construi o societate pe neîncredere. Eu n-aș putea funcționa. Vă întrerup puțin. Eu nu aș veni la tine dacă n-aș avea încredere în tine. Înțelegi? Nu. Apropo de încredere și de... Hai să citesc textul. E o postare a Mihaelei și după aia să vorbim puțin. Pentru că e vorba de încrederea pe care am investit-o noi în noua clasă politică. Și din punctul meu de vedere încep să apară niște sincope așa. Deci pe 13 decembrie spunea Mihaela așa: dacă noile partide cred că vor însemna ceva fără o ideologie clară, fără proiecte politice realiste, coerente și inspiratoare, fără un cadru etic respectat, înseamnă că nu au înțeles absolut nimic. Toate acestea dau un sens politic și țin împreună oameni într-o comunitate, nu într-o adunătură de veleitari cu diverse interese și ambiții. Este o copilărie să creadă că oamenii se iau după etichetele lor, chiar și după stângacele foarte superficialele autoîncadrări în stânga și dreapta. Pe scurt, cu ce este mai rău amatorismul trecut față de cel care se profilează, dar cel de dreapta față de cel de stânga? Faptul că ești om nou nu înseamnă că ești bun la ceea ce te-ai angajat să faci. Înseamnă doar că nu ai mai făcut asta la nivel politic. Îi rog, cu sinceritate solidară, să lase țâfna la o parte și să dovedească mai mult echilibru și mai multă înțelepciune. Asta o spune o susținătoare deschisă și activă. Așa, un fel de mustrare, cum să zic, cu drag, nu? La adresa... Nu, adresa e la toate partidele politice. De ce fără adresă? Eu, că eu m-am gândit la anumite partide. E adresă la toate partidele politice, odată că unele își asumă o ideologie și vai de amarul lor, că m-am uitat din nou pe site-urile lor, unde își pun principii și valori. Măi, frate, te umflă râsul. Chestiunea asta arată, deci faptul că nu le au, arată din nou o lipsă radicală de respect pentru profesionalism. Dom'le, dacă vreau să mă fac partid politic, odată pot să am la mine oameni care au făcut studii de politice serioase, inclusiv la nivel de master și la doctorat, să fie la mine în partid. Deci am resursa mea, care pe aceste chestiuni, care țin efectiv de construcție politică, la nivel ideologic, organizatoric, etc., pe campanii electorale, ei ar trebui să-mi fie sursa de specialiști. Nu i-am sau sunt alții în afară, dom'le, mă consiliez cu ei. Le cer sfatul, îi rog să mă ajute în sensul ăsta, pentru că respect profesionismul celorlalți. Mie mi-a cerut un singur partid politic este asta. Unul singur. De când mă știu. Și atenție, nu am fost o persoană care să fi refuzat consilierea politică dacă mi-a fost cerută. În felul care a decurs campania electorală a lui Dan Barna, îndrăznesc și eu să spun ca om de comunicare, fără alte pretenții, că nu au existat niște consilieri de comunicare Păi da, știi, cum să spun? Fii atent aici, tu ai dreptate. Una este
Dom'le, noi avem o concepție despre o societate bună, că asta înseamnă o ideologie. O concepție despre ce înseamnă o societate bună sau o societate dreaptă. Acum, aceste concepții nu sunt deloc la fel. Pentru că pentru unii e dreaptă pe sistemul ălora care vor să facă totul pe dedesubt, pentru alții e dreaptă. Dacă în loc să dea statul bani pentru educație și sănătate, dă la firme ca să facă prin contracte cu statul diverse chestii și zic, până la urmă, zic că bugetare sunt niște paraziți nenorociți, ceilalți, da? Că ei lucrează în sistem privat. Lucrează în sistem privat pe bani cu statul. Și este clar că dacă statul dă mult la firme, nu va mai avea de unde să dea în părțile celelalte care sunt bunuri comune, de tipul școală, de tipul spital, etc. Plăcinta e una și aceeași. În funcție de ideologia mea, eu decid că ea se împarte potrivit unei idei despre dreptate pe care o am. Unde-i drept să împart? Ce încurajez? Asta depinde de nucleul tare al concepției mele despre dreptate socială, despre ce înseamnă o lume corect sau bine alcătuită. În momentul în care mă interesează fundamental că sunt și membru al comunității biotice, nu numai acelei umane, o parte din banii ăia și din resursele mele le voi folosi pentru celelalte făpturi, pentru plante, pentru cursurile râurilor, pentru păstrarea ecosistemului. Asta înseamnă că sunt ecologist, da? Unii vor zice, dă-l dracu de ecosistem, dă-le naibii de păduri, eu vreau să fac mobilă, eu vreau să export, eu vreau să vând. Aici se vor fi în conflict totdeauna concepțiile despre dreptate. Acest conflict se exprimă de obicei în mod explicit și asumat în momentul în care ți-ai structurat o ideologie, îi spui numele, valorile și principiile centrale și îți definești alianțele tale cu alte tipuri de ideologii. Uneori sunt conciliabile, alteori nu sunt conciliabile. Unele alianțe sunt privilegiate pentru că asemănările sunt foarte mari, altele se resping de plano, de tipul extremismelor, fascismul, fundamentalismul sau comunismul, altele le eviți cât poți, de tipul naționalismului sau populismului, deci după caz. Păi da, ai mintea structurată. Oamenii aia care ți intră într-un partid, care îți rămân într-un partid și care, dacă iau puterea, acționează politic, trebuie să acționeze cu o structură, nu cu o meduză. La ora actuală noi avem o mare supă de meduze, politic vorbind. Unele, două supe mincinoase, alea clasice. Vorbește de partidele... Da, că unii au un liberalism că tot timpul trag spre secolul XIX și alții au o social-democrație imposibilă. Imposibilă, deci nu are nicio legătură cu dreptatea socială. Dar hai să fim serioși. Deci ai două fake-uri, în sensul că și-au asumat o etichetă, dar nu procedează potrivit acestei etichete, sau în cazul liberalilor, pe cuvântul meu, dacă ei înțeleg ce înseamnă liberalismul secolului 21, să se încadreze. Neoliberalii, globaliști nu sunt, că iară o pochetează cu... Au o zonă conservatoare foarte puternică, dar e clar că nu te poți baza pe ei. Deci, eu când votez, de exemplu, că ce spui tu, nu? Eu nu vreau să mă aștept de la un partid care îmi etatizează facultățile reproductive și vrea să mă reproduc când dorește statul. Nu vreau asta. Vreau să mă lase să mă reproduc când doresc eu. Da? Ok. Dar eu trebuie să contez pe faptul că liberalii mă vor apăra de această tendință. Oare? Pe ce contez? Adică asta vreau să spun, în momentul în care eu am un DAO, am o limpezime în legătură cu ce vreau eu de la lume, că asta înseamnă ideologie, ce naiba vreau eu de la societatea aia pe care vreau să o guvernez. În momentul în care am asta, creez așteptări clare din partea electoratului. Știu foarte bine cu cine nu ar vota în veac sau care sunt înclinațiile sau probabilitatea cea mai serioasă ca acel partid să le apere interesele. Dar deocamdată, ce da, știi? Da, hai să vedem și cu partidele astea. Cu partidele vechi, cu fake-urile, ok, m-am lămurit, dar... Păi uite, noi, îți dau un fake. Că speranțele oamenilor sunt legate de astea. Scuză-mă, trebuie să fac o paranteză că arde casa. Da. Nu? Deci, ai liberali la guvernare.
prin tradiție și nu numai prin tradiție, liberalismul pleacă de la faptul că egalitatea între oameni se poate realiza prin educație și că competiția trebuie să plece de la start egal, care vine din faptul că ai o educație cât mai bună și ai șanse să intri în competiție. Competiția trebuie să fie fetiș liberal pe baza egalității de șanse. Minunat! Deci educația, luminează-te și vei fi, asta de la care liberalismul pe de-o parte, socialismul pe de-altă parte, au pornit campania și construcția egalității, cel puțin la nivelul legilor între oameni, ajungi cu un proiect, ajungi la guvernare, în baza unui proiect care se fundamentează pe ideea de România educată, și faci un buget acum în care mărești binișor la armată, mărești binișor la SRI, la STS, la CNU, acolo am mișorat, la, cum îi cheamă pe ea, Serviciul de Pază și Protecție. SPP. Și zici că în principiu trebuie să ajungi la 6% din PIB pentru educație, nu? E o poveste vânătorescă. Și tu ai anul trecut, cel puțin prin buget, nu mă refer la s-au cheltuit, nu s-au cheltuit, 2,8% din PIB anul trecut. Ultimul, când ați fost voi la guvernare, a fost 3,3%. Da? 3,3%. Cel mai mare a fost prin 2008, 4,3%. Și ajungi acum, ca anul trecut, când erau odioși și siniștri la guvernare, cum le zic mulți dintre noi, să ai 2,8%, iar acum pui 2,7%. Nu te supăra. Dacă îmi explică cineva ce are asta de a face cu numele pe, cu care te bați în piept, ăla de liberal, eu chiar nu înțeleg nimic. Deci îți dau exemplu de fake. Da? Deci liberalii sunt deja la categoria fake din punctul tău de vedere. Sunt, dar de problema, mult, problema, da? E că la un moment dat eu cel puțin mi-am legat foarte mult speranțele de apariția unor personaje noi în politică, și tineri și școliți pe afară și cu mintea mai deschisă. Acum încep să apară însă și din partea mea și din partea altora dezamăgiri că ok, vorbeam și cu Mihaela înainte de emisiune, partid viu sau în sfârșit alianță, dar totuși parcă prea multe convulsii și prea la vedere și prea... Vlad? Poate la ei mai puțin. Nu neapărat, dar vorbesc de alianța acum, da, Mihaela. Da, ei sunt într-o alianță totuși. Da, suntem într-o alianță și suntem foarte în regulă că suntem într-o alianță. Și cu primarii să ne lămurești de care vor fi până la urmă deschise, închise. Îndemnul către un pic mai mult echilibru și un pic mai multă înțelepciune, nu pot decât să mă raliez la el. De asta încercăm și noi în fiecare zi să dăm, să dăm dovadă. Atunci când luăm poziții publice, atunci când ne pronunțăm pe o temă sau alta. Nu m-aș încadra eu să fac de asemenea această auto-încadrare pentru partidul din care fac parte sau pentru alte partide. Noi avem un manifest foarte clar. Am apelat la trebuie specialiști. Trebuie să mai spuneți și spuneți pe nume. Aici e problema. Manifestul vostru e foarte clar. Vă lipsește delimitarea sau să trasați clar diferența specifică față de alte tip familii ideologice. Asta nu e acolo. Și vă lipsește numele, dragul meu. În numele partidului, spuneți? Nu, da. Numele partidului. Numele în care v-ați încadra voi ideologic. Unde ați încadra? Eu ce e la voi în manifest și ce e la voi în programe l-aș încadra la liberalism etic sau liberalism social. Aproape de ceea ce se cheamă welfare liberalism. Adică unul care balansează între libertate și dreptate, mult mai bine decât liberalismul în sens standard. Dar care în continuare pune individualismul, dar un individualism etic în centru și nu face, că de exemplu la PSD e clar primul punct, societatea e mai importantă decât orice. Când eu gândesc ca un liberal, zic, păi dar ce e aia? Individul. Societatea e o abstracție, singurii care trăiesc și au nevoie sunt indivizii.
De acord și eu cu chestia asta. Sigur, dar acum avem niște îndoieli că pentru partidul pe care l-ați menționat mai devreme, societatea chiar ar fi pe primul loc. Dar poate e societatea de rău facere, da, nu știu. Asta e. Da. Da, liberalist social, mie îmi sună foarte bine, dar oare de ce ezită ei de atâta timp, nu știu, să se numească, într-un fel, să-și numească ideologia, deci, poate pentru că și acolo sunt multe curente, și prea s-au hotărât, nu crezi? Dragă, ei fac parte deja dintr-o familie politică. La nivel european, și asta e chestia care trebuie respectată. Da. Renew Europe, renoirea, sau cum, nu știu care a fost până la urmă acceptată ca traducere în română. Să-i spunem Noua Europa. Renoirea Europei, renoim Europa. Noua Europa, mi s-ar părea o traducere în mare adaptată. În mare măsură, cu componența pe care are, asta și este un liberalism cu inclinații sociale. Un liberalism, asta e. Nu eu i-am trimis acolo, s-au trimis singuri, dar dacă s-au trimis, atunci să-și asume cu vorbe, cu concepte chestia asta. Nu este asumat, dar nu știu dacă eticheta asta pusă peste tot și întotdeauna ar ajuta sau contextual, adică lămuri lucrurile. Păi frate, lămurește. Da. Pentru că, deci dacă se ia manifestul și pe de altă parte manifestul ăla e prelungit spunând, măi, ce relație avem noi cu neoliberalismul ca ideologie? Ce relație avem noi cu socialdemocrația? Cu conservatorismul și mai departe? Ca să vedem ce putem pune oricând în comun, ce nu putem pune în comun. Și cu băilați, mă rog, toți. Cu ecologia, cu asta. În momentul în care am structura asta, ea nu este una rigidă. Ea poate să fie foarte flexibilă din cauza aia. O parte din ideologie care îți arată relațiile cu celelalte ideologii este tocmai cea care arată punctele de flexibilitate. Toată lumea trebuie să facă alianțe. Nu se poate să iei de plan-o că fiecare partid e călăreț singuratic, nici nu va fi. Mai avem câteva minute. Da, cumva recunosc că ultimii 3 ani și mai ales ultimul an în care am făcut parte dintr-un partid politic, cel pe care l-am cofondat, plus între timp doar în organizația de București IRFOF suntem 4.000 de persoane și am avut diverse interacțiuni cu alte partide de asemenea. Ce mi se pare mie că lipsește încă foarte tare în politica românească sunt destui oameni, cu accent pe cuvântul destui oameni, care să fi făcut treabă. Care să fi făcut treabă într-un domeniu sau în altul, care să-și fi construit singur o carieră, care să-și fi construit singur... Da, dar ce știi care e treaba? Cum răspunzi la întrebarea ce ar trebui să-i țină în comun pe oameni? Sigur. Asta e perfect întrebarea. De acord. Ce îi ține pe ei în comun? Da, văd încă... Uite-te la USR ce este oameni. Pentru că se taie maioneza în continuu. Permiteți-mi să cred că atunci când vedem conflicte în politică, câteodată ideologia sau elemente de ideologie sunt doar folosite. Ok, dar chimia, ele de fapt sunt mult mai meschine, nu vrei să zici, și-au asumat că n-au. N-aș vrea să vorbesc despre colegii de alianță. Nu trebuie să vorbești tu, vorbesc eu, nu te supăra. Deci eu sunt politolog, am voie să vorbesc despre ce vreau. Dar eu vă spun și vouă și lor că lumea trebuie să știe ce vă unește, ce are fiecare dintre noi în comun cu voi și ce nu are, ce au celelalte partide în comun și pe ce se pot alia cu voi. Măi mă, limpeziți-vă măcar voi. Și voi, care sunteți totuși mai limpeziți, adică măcar manifestul ăla e clar, da? Dar trebuie să vă limpeziți și în relațiile cu celelalte și în asumarea conceptuală. Iar ei trebuie să se limpezească ovo, pentru că refuză sistematic chestia asta. Eu înțeleg că Nicușor Dan de la care... Din potrivă. Ei moștenesc asta de la Nicușor Dan, da? Care e matematician. Minunat! Super! Deci de formație matematică. Societatea nu e matematică cu oameni. Nu este. Ce știu eu este că ei tocmai trec prin acest proces și vor avea un referendum intern. USR va ști clar în ce direcție va merge și vor defini asta prin referendum. Cred că e o posibilitate foarte bună de a discuta și despre tot ce mai e de clarificat în perioada imediat următoare. Tu știi că voi sunteți cei pe care îi susțin?
Cu voi voi merge înainte, dar vreau să merg cu conștiința împăcată și bucuroasă, știi? Nu chinuită. Da. Da. Valabil și ca mine sunt mulți. Da. Așa sperăm să mergem cu toții mai departe. Cred că e o mulțime de treabă de făcut. Și mai ales în domeniul ăsta care e afectat direct de politică, și anume ale instituțiilor statului. Cred că acolo e problema aia. Problema societății românești, asta este bucata din societate care ne ține în urmă. Vreau să spun că vă prețuiesc foarte mult. Foarte mult, pentru că dacă cloceam și reciclam în continuu ceea ce avem deja, toate partidele astea sunt de fapt istorice și PSD-ul e un partid istoric. Deci sunt prea proiectate în trecut, prea rădăcinoase în niște cutume. Faptul că ați venit voi este o gură de aer, sunt primele partide grassroots din România, ceea ce este excepțional. Și din cauza aia îți dai seama că presiunea și speranța puse pe voi sunt enorme, enorme, enorme. Deci vă prețuiesc. O frază de sfârșit, Mihaela. Da. Oricum. Păi să spună Vlad. Să spună Vlad fraza de sfârșit. Excesiv. Despre primaries o să vorbim că avem timp. Da. Vom avea primaries mai întâi în De care primaries? Că te-am auzit la un dat spunând că nu se știe dacă prin sondaje sau prin competiție, sau prin vot, deschise. Primaries deschise, primaries închise, nu știm. Cel mai probabil deschise. Deschise. Dar putem să avem și între membri, adică închise. Dar cel despre asta o să mai vorbim, că vreau să cred că ne vedem în campanie. Da, deci încerc și eu... ca și Mihaela, fiind unul dintre, ca cetățeanul, ca jurnalist, dintre susținătorilor, să am încredere și să am mai multă răbdare, nu? Adică să nu mă supăr așa repede pe ei când văd că sunt tot felul de conflicte acolo, sterile. Tu nu, eu. Tu ești mai îngăduitoare, mai înțeleaptă. Nu mă supăr. Mulțumim, Mihaela, mulțumim, Vlad. Am asistat la un curs al doamnei profesor. Te-am pare foarte rău că privilegiul ăsta, fără să fim studenți. Mulțumesc și sărbători fericite vouă. Sărbători fericite și celor de acasă. Sper că v-am făcut și vouă o bucurie înainte de Crăciun, că nu mai e mult, cu invitații mei, cu Mihaela Miroiu și Vlad Băiculescu. Cu drag, ne vedem între Crăciun și Revelion. Sărbători fericite. Sărbători fericite. Sau să